Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă emisiune de Taină. Sunt Oana Maria Constantin și sunt realizatorul acestei minunate emisiuni. O am în platou pe Olimpia Mioara Mireștean, care este practicant șamanism și care o să ne vorbească astăzi despre plante de leac, plante în general, despre învățăturile șamanice și despre experiența ei pe care o are și o practică așa o înfăptuiește zi de zi. Te îmbrățișez și în acest context. Mai oficial, așa, dar... Știu. E bine și așa. Exact, e bine și așa. O să vorbim astăzi despre plante. Am aici o carte foarte interesantă pe care vreau să-i mulțumesc și eu lui Sorin Lucaci că mi-a dăruit-o. Se numește Împletind iarba sacră. Este publicată de editura Herald. Și despre multe alte cărți pe care tu le-ai citit și cărți pe care tu le-ai citit așa, dar mi-a spus o păsărică că anumite învățături pe care le-ai descoperit în cărți ți-au fost relevate de-a lungul experienței tale, de-a lungul vieții tale de zi cu zi, prin vise, prin mai multe momente așa în care ți se... Daunadează. Ești pe fir cu Doamne, Doamne, să spun așa. Vreau, hai să facem așa o introducere foarte frumoasă despre plante. Tu știi că eu sunt foarte pasionată, o am aici pe mușcată cu mine. Mulțumesc, Violeta, pentru mușcată. Vreau să te întreb, Olimpia, tu faci și practici șamanismul de foarte mulți ani și noi am tot vorbit despre asta și acum e și pe Human Design, e foarte ușor, îl saltăm și pe Ioan cu ocazia asta. Vreau să-mi spui cum te-ai apropiat tu de plante și care este legătura ta, pentru că știu că anul acesta, de Sânziene, ai introdus așa, în tabăra pe care tu o faci anual, cu ocazia acestei sărbători, ai introdus și plantele de leac. Și vreau să-mi spui cumva cum te-ai apropiat tu, pentru că ai o curte superbă, ba de lalele, ba plină de trandafiri. Și cum... Știi că noi am învățat amândouă la o școală de flori. Da, da, exact. Că de fapt florile reflectă ceva din ceea ce avem nevoie și ne dorim. Și curtea mea, mutându-mă din București, e plină de trandafiri, că aveam mare nevoie de dragoste. Și m-am înconjurat de trandafiri, efectiv. Foarte mulți trandafiri. Iar acum sunt bujori. Adică am început din nou să intru și mai adânc în tainele acestea ale plantelor noastre, bujorul fiind planta națională. Da, am auzit că a fost declarată. Și a fost celebrată acum câteva zile. Când eu am început atunci un program frumos legat de tata și fica și ia uite că s-a legat cu ziua bujorului românesc. Conexiunea asta cu plantele, noi o avem de mici, depinde foarte mult cum ne cresc părinții sau bunicii, mai exact, dacă trăim la bunici, pentru că ei, în general, bunicile, femeile din neam, duc mai departe o tradiție legată de plante și mai ales de vindecare. Și eu țin minte când eram mică, dar nu mă fascina atunci, normal, când am avut un furuncul, bunica mea mi-a pus varză. Și a preparat de a ceva acolo, din ce avea în casă, nu m-a interesat. Și mi-a pus o foaie de varză și mă urmărea din când în când, că aveam și pansament, să vadă ce se întâmplă. Efectiv s-a scos puroiul tot. Redescoperirea plantelor am făcut-o târziu, când am observat că unele îmi plac, unele nu, și o plantă pe care am primit-o, dar nu mă potriveam cu ea, să spun așa, s-a supărat. Efectiv s-a ofilit. Și atunci am fost atentă, asta era cu câțiva ani, zic, ia uite că plantele astea înțeleg. Eu vin așa dintr-o zonă de știință, cumva, studiind geografia, altfel vedeam legătura cu plantele. Mi erau dragi, mi erau foarte faine, dar nu puteam să le înțeleg, să le înțeleg tainele, că toți suntem o emisiune de taine. Și intrând în această lume a conexiunii cu natura, reală conexiune cu natura, acolo am descoperit tainele lor. De ce îmi plac anumite flori, de ce vin spre mine, de ce le folosesc, de ce femeile puneau mușcate în fața caselor, pentru că mușcate e protecție. Peste tot româncele aveau, dar nu numai româncele și ungoroaicele, că sunt din Ardeal. Da. Peste tot e plin de mușcate. Nu doar că sunt frumoase, ci ne protejează casa. Astfel că, având casa acum, am plin de mușcate, le îngrijesc, vorbesc cu ele,
Și cineva m-a întrebat, tu chiar vorbești cu plantele? Chiar vorbesc cu plantele. Pentru că și asta este dovedită. Atunci când vorbești cu planta, în laboratoare s-au făcut, s-au studiat, planta reacționează. Și mai mult, arborii reacționează, ei se ajută între ei. Există o adevărată rețea de arbori. De asta am înțeles eu de ce nu e benefic pentru om, pentru omenire, în special, să se defrișeze pădurile seculare. Nu doar pentru oxigenul care îl dau, ci toată informația care o deține pădurea. Și pomii pe care noi îi punem, pentru că am pus și pom fructifer și ei au nevoie de a apropia de ei, de a le spune că bine ai venit, să te uiți la ei, de ce nu rodezi, care, ce nu le place, știi? Cum au nevoie să crească și pentru asta sunt oameni specializați și în partea asta de știință, pomicultorii. Da, da. Și am întâlnit astfel de oameni foarte pasionați în zona aceasta de studiu al plantelor și a le înțelege în zona științei. Și când le-am spus că eu vorbesc cu plantele, n-au fost, wow, ce prostie asta, a zis, da, știi, și eu vorbesc. Da, e o normalitate. Da. Da, pentru aceia care lucrează cu plantele. Da, da, da. Da. Iar cartea asta, Iarba Sacră, mai la cadru, pentru că mi-a plăcut foarte mult, mie mi-a amintit de sânzienele noastre. Da. Pentru că și noi avem plante sacre și noi împletim plante. Pentru noi sânziana este o plantă sacră, este plantă învățător. Iar în noaptea de sânziene se spun că plantele vorbesc. Și ce am adus nou din ceea ce spuneai tu la început, în acest eveniment de sânziene, este tocmai conexiunea cu plantele. Pentru că eu am reușit să intru în această conexiune. Există receptori în palmele noastre. Dacă noi am fi fost acum în religia hindusă, spuneam că sunt niște chakre, da? Da. În palme. Dar noi nu suntem din religia hindusă, noi suntem din creștinism, din popor român și la noi aici, noi citim cu palma. Și noi avem asta în popor, palmele unde pune mama palma sau sărută mama, vindecă, da? Da. Pentru că asta este energia pe care o transmite mama din inima ei. Femeia din inima ei, da? Și cu ajutorul palmelor, putem citi, putem intra în conexiune cu arborele genealogic, plantele, și asta se întâmplă mai ales în noaptea de sânziene. Când fiecare femeie își va alege planta care o atrage și va intra în interiorul ei să înțeleagă de ce a atras această plantă, care este mesajul, fără să fi știut nimic despre această plantă. Pentru că toată informația aceasta există în noi. Ce interesant cum ai făcut o conexiune între iarba sacră. Pentru că la amerindieni este o plantă care, de fapt, este o zeitate care a dat nașterea acestei plante. Este o poveste foarte frumoasă despre cum au venit plantele pe pământ și rolul lor în a susține omenirea și rolul animalelor de a susține omenirea. Și ei sunt amerindieni, dar la fel avem și noi. Deci am găsit, noi avem plantele astea. Adică nu sunt străine de noi, toată lumea știe de sânziene. Și care, Olimpia, care crezi tu că ar fi rolul împletirii acestei plante, a sânzienii? Împletirea cosițelor. Știi că își făceau o coroniță sau își puneau prin păr și își făceau cu ajutorul părului și al plantelor, își făceau o coroniță. Acum, la noi, în zona Câmpiei Transilvaniei, noi avem acest obicei de a arunca coronițele pe casă, coronițele de sânziene, de a le arunca pe casă și de a observa câți ani vom trăi în funcție de cât de departe le aruncăm pe casă. Și făceam asta de când eram mică. Deci asta e ceva... Acum recunosc, eu nu știam că e ziua Sfântului Ioan Botezătorul atunci, pentru că bunica mea celebra sânzienele. Și eu știam despre sânziene. Când mi-am cunoscut actualul soț și a spus că de acum e ziua Sfântului Ioan, nu, că acum e sânziana. Da. Mioara din mine era... Așa. Și făceam asta și îmi amintesc încă un lucru care m-a uimit când eram mică și eram acolo, eram... Vreau și eu. Vedeam foc, care de foc, sau roți de foc, care se aruncau, flăcăile aruncau de pe dealuri.
în Câmpia Transilvaniei, e Câmpia Transilvaniei, dar sunt dealuri, suntem în Transilvania, coborau și vedeam focul cum alunecă așa pe deal și ziceam, wow, ce acolo, ce fac? Și era gălăgie. Dar eu nu mergeam, pentru că eram mică. Da, mergeau, dar doar oamenii tineri, foarte tineri. Pentru că toată sărbătoarea asta era un prilej de fertilitate a ogoarelor și inclusiv a femeilor tinere care urmau să se căsătorească, apoi femeile își puneau sânzeană în păr sau își puneau supernă, da? Pentru că în acea noapte plantele îți vorbesc. Adică ele le vorbeau. Noaptea de sânzeană este noaptea din 23 spre 24 iunie. Dar în literatura noastră este plin de noaptea de sânzeană. E magică. Da, da, este da. Pentru femei în general, dar și bărbații participă la a trece peste foc sau a... Ba, ți-am spus cum era la noi cu roțile acelea care erau aruncate, duhurile rele să fie spulberate, ca recoltele să fie bogate. Wow, asta este din, face parte din înțelepciunea noastră a poporului român. Acum, clar că erau atenți să nu ia foc recolta, știi? Da. Și erau locuri unde aruncau, unde dădeau drumul acestei roți. Tu faci un ritual foarte interesant, de fapt, cam te folosești așa, între ghilimele, te folosești în ideea în care lucrezi cu elementele naturii în noaptea de sânziene, știu că am participat și eu anul trecut. Da. Și am fost surprinsă, mi-a plăcut de fapt foarte mult pe lângă foc și, mă rog, ce am mai făcut noi acolo și ritualurile pe care tu le-ai, cum să zic, facilitat și condus ca și ghid. Mi-a plăcut foarte mult atunci la apă, că ai ținut neapărat. Dar, să mergem la apă. Dar, uite, te întreb acum oficial ca să afle și oamenii de acasă. De ce este apa în noaptea și dimineața de sânziene are semnificații importante. Dimineața de sânziene, de exemplu, femeile se lăsau în această rouă, în apa dimineții, în rouă, pentru a se înfrumuseța și a deveni și mai frumoasă, știi? Asta era un ritual, iar noaptea când se mergea la, și se merge la râu, se aruncă coronițele pe apă și înainte de a le arunca, se face o curățare, că spuneam, nu? Era cele bune să se adune, cele rele să se spele. Și apoi e ca o intenție când arunci coronița pentru ce o arunci. Deci, în Ardeal, noi aruncam coronița pe casă. Un alt obicei este acesta de a transmite pe apă, da, pe o apă pură, curată, de a transmite dorințele femeii, să se facă cunoscute în lume, să afle lumea despre ele. Și de asta femeile se adunau și vorbeau și horau, cântau, dansau, pentru că celebrau efectiv fertilitatea, frumusețea, bogăția, abundența. Da, 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 da. Multă abundență. Este zi solară. De fapt, în vechime, era asociată cu solstițiul de vară. Acum există un decalaj între cele două. Uneori decalajul este mai mic, depinde când cade acest solstițiu, 22 sau 21 iunie. Noaptea de sânziene și ziua de sânziene, noaptea de sânziene 23 spre 24, ziua de sânziene 24. Acum la noi a devenit și ziua națională a IEI, da, cu simbolurile. Și mie îmi place foarte mult că ascult femei care povestesc despre simbolurile pe care le regăsesc pe ei și cât de mândre sunt când poartă I, ceea ce mai de mult nu prea erau. Și poate acolo 0,001% am contribuit și eu cu importanța ei și a simbolurilor ancestrale pe care le avem pe IE. Ce transmit ele și cu toată cunoașterea asta pe care noi avem ca și popor și pe care o regăsim și în cărțile altora și sunt cărți fabuloase, pentru că prin intermediul altor ritualuri șamanice sau aceste ritualuri de transformare ancestrale, eu am reușit să ajung la ritualurile noastre. E, uite, asta era una dintre întrebări pe care voiam să ți le adresez, pentru că voiam să știu așa dacă ai observat, citind și parcurgând această carte, dacă ai observat o legătură cu noi, cu poporul nostru românesc. Da. Știi? De exemplu, autoarea acestei cărți, Împletind iarba sacră, ea este biolog, botanist,
și deci vine din mediul universitar și s-a apropiat de vechile tradiții ale poporului ei, da? Ale amerindienilor. Și ea a aflat ceea ce facem și noi atunci când rupe o floare, mulțumești. Și noi avem asta. Și mi-a plăcut și mai mult faptul că ea spunea că prima floare pe care o întâlnești, nu o rupi. Da, da. Că acea floare va anunța celelalte flori, nu m-a rupt, rămân în viață, ca nu cumva acea floare prima găsită să fie unică sau singura din neamul ei. Da, da, da. Și să stârpești cumva planta respectivă. Și am început și o să aplic asta. Da. Crezi, Olimpian, în conexiunea asta dintre flori, dintre știi că plante, eu am avut dintre copaci, într-o, din arbori? Cred foarte mult. În 2019, tot într-un retreat din acesta dedicat sânzienelor, după ce am cules, am făcut un ritual ca să culegem plantele, să ni se dea voie să culegem plantele, pentru că atât la noi cât și în alte culturi, atunci când vrei să rupi ceva, să iei viața cuiva, indiferent că este animal sau plantă, sau că vrei să urci pe un munte, mulțumești, de exemplu, pe munte spiritului locului sau acelui munte că să-ți dea voie să urci, să te protejeze, să intri acolo, la fel și cu animalul, că și-a sacrificat viața, peste tot există asta pe pământ, absolut peste tot. Că el a trăit ca tu să poți să trăiești mai departe. Da. Planta la fel. Ei, și noi am făcut acest ritual să putem culege florile. Am venit acasă. Am dormit înainte de următorul ritual, da? Femeile făceau altceva, eu am avut o scurtă pauză în care am dormit și am visat. Plantele urlau pentru că nu le-am mulțumit fiecăruia în parte. Și pentru mine a fost atât de real visul acela, da. Acum pot să vină psiholog să analizeze, dar pentru mine a fost atât de real încât le-am povestit femeilor, fiecare plantă este de sine stătătoare și mulțumim când o rupem. Da. Uite, aș vrea să aflu mai multe detalii despre asta, dar trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat cu Olimpia Mioara Mireștean. Am revenit din publicitate, suntem în platoul emisiunii Taine cu Olimpia Mioara Mireștean, care este practicant șamanism. Ce să te mai întreb eu de cartea aceasta, pentru că e clar că trebuie să o parcurgă fiecare om în parte, asta mi-e clar și cred că fiecare experiență pe care o avem cu fiecare carte pe care o deschidem este unică și este doar a noastră. Noi cumva acum putem să inspirăm oamenii, dar nici de cum să ne ia experiența ca atare. Însă mai am o curiozitate, pentru că îmi place foarte mult ceea ce spune autoarea. Mi-am notat eu aici chiar și un citat. Ea îmbrățișează ideea că plantele și animalele sunt cei mai vechi învățători ai noștri și mai spune așa, când vom putea auzi limbajele altor ființe, vom fi capabili să înțelegem generozitatea pământului. Și cumva suntem datori să oferim pământului darurile noastre. Și că noi toți, practic, facem parte dintr-un ecosistem și planta nu e mai presus ca noi, nici noi mai presus ca planta, cumva suntem egali, știi? Și avem rolul nostru. Ce părere ai de faptul că noi suntem cumva, plantele au apărut primele, animalele și apoi noi oamenii, cumva, și noi ar trebui dacă să învățăm de la... Dacă ți-amintești facerea... Da... Omul a fost făcut în a șasea zi. Da, da, corect. Adică, înspre final, când Doamne, Doamne, a zis, mă odihnesc într-a șaptea. Da. Da, deci primele au fost ele. Și dacă stai să te gândești că sunt plante care trăiesc foarte mult timp și animale care trăiesc 300 de ani, am înotat cu o lună, sau nici nu, n-a trecut o lună, cu broască țestoasă. Deci mie mi s-a părut cum pot eu cu o ființă care are 200 de ani, poate, la mărimea care o avea, s-ar putea să fie avut 200 de ani. Deci eu mă simțeam nu neapărat mică, ci plină de recunoștință că am acest prilej și mi se oferă ocazia să înot, să fiu în apă, să fie lângă mine. Bineînțeles că nu mă băga în seamă, dar era un privilegiu. Da, cred.
Și așa sunt flori. De exemplu, magnolia, da, este una dintre cele, ca și feriga de altfel, una dintre cele mai vechi plante. Și mi-am pus magnolie în curte tocmai pentru că mă poate duce în conexiunea aceasta veche cu trecutul. Veche, ancestrală, antică, mai ce așa spate. Veche, nu știam că da, e magnolia. Așa de veche. Da, magnolia. Da. Da. Foarte interesant. Îmi place experiența ta pe care ai avut-o. Am văzut și niște fotografii cu tine acolo. Da. Uite, legat de ecosistem, în călătorile pe care noi le facem, putem așa să observăm că sunt locuri pe planeta asta unde oamenii trăiesc foarte bine în conexiune cu natura. Mie mi se pare uneori că noi suntem atât de rupți de această conexiune și că totul este așa de bine organizat, artificial, da, că parcă noi am pus pomul acolo numai că dă frumos, arată într-un anumit fel, dar noi nu avem această relație. Ce m-a uimit la această cunoaștere hindusă, că în zona lor am fost, dacă erau căzute portocalele sau fructele pe jos, nu le culegeau pentru că nu ei au plantat pomul respectiv. Și era nu poți să iei ceva ce nu e al tău, ceva ce nu ai contribuit tu a face acel lucru. Și mi s-a părut interesant. Acum, dacă ar fi să ne gândim la noi, care avem și zona asta de 4 anotimpuri față de ei, unde este tot timpul cald, și la noi este și problema mâncării, clar că la noi te apleci să iei un măr care e căzut undeva, da? Sau o prună, și te bucură că ai găsit ceva să mănânci. Dar vezi că suntem de diferiți cumva în conceptualizarea asta a vieții și în a trăi viața. Mie asta îmi place când călătoresc, pentru că văd că oamenii pot să trăiască diferit față de mine sau față de mediul în care eu trăiesc și sunt foarte fericiți și îmi iau ce mi se potrivește de acolo, ca și din cărți, și aplic în viața mea. Și pot să constat că, de fapt, ceea ce mie îmi place e în mine și în străbunii mei, care făceau la fel. Asta este foarte interesant, pentru că noi credem, când admirăm o femeie, de exemplu, că doar ea poate să fie așa, dar tu admiri doar ce ai în tine. Tu vezi umbrele în celălalt doar pentru că le ai și tu în tine. Clar. Ne oglindim unii ceilalți. Ne oglindim, dar ei ne oglindesc, de fapt, interiorul nostru și atunci când nu ne deranjează, nu ne oglindesc nimic. Dar asta ne este așa de ușor să înțelegem ce nu ne place. Dar uite, oamenii uită și că au ceva frumos în ei, au daruri. Dacă admir ceva la acea femeie și eu sunt femeie, este clar că este și în mine. Nu pot să văd ceva ce eu nu am. N-am cum. Asta este una din învățăturile șamanice. Și ar putea să spună ascultătorii, bine, șamanism, dar noi nu avem în România șamanism. Aveam, cum nu? La noi erau tămăduitoare, vindecătoare, erau solomonari, da, da, da. Vraciul, vraciul satului, da, moașa, vraciul care știa cu plante cum să nască, da, să aducă, da, copilul, da, da. Și femeile știau să descânte de boală, știau să descânte de ochi și acum sunt femei, da, care descântă de ochi, de dragoste, de... La noi era descântecul. Descântecul este șamanic. Noi nu avem termenul șaman, dar termenul șaman s-a generalizat acum în toată lumea pentru a înțelege cel care lucrează cu aceste elemente care vin din natură. Exact, transformă ceva ce este în natură, în ființa umană, tot, pentru că natura este tot, nu doar pomul, planta, animalul. E pământul, este piatra, este omul, este aerul, apa, focul și, bineînțeles, respirația asta noastră, că de aici se începe. Mi-am amintit acum cu respirația, cum ne spuneau să ne relaxăm ei în această vacanță a mea, această incursiune în lumea hindușilor. Am descoperit ce frumos le vine lor așa,
Dar respiră când vezi ceva frumos. Știu că absorbi în tine. Asta era. Absorbi în tine frumusețea. Spune-mi, am o curiozitate personală acum. Dacă acolo unde ai fost au același ritm ca al nostru. E personală. Mi se pare că am... Asta m-a uimit, să știi. Nu au ritmul nostru. Nu? Adică sunt și ei stresați. Nu sunt ardeleancă de fel, da? Așa. Și ardelenii se spune că suntem mai înceți. Da. Ei sunt dublu ardeleni. M-a uimit cum nu claxonează, cum stau lejer în trafic, da. Cum au ritmul lor și sunt foarte conectați cu tot ce se întâmplă peste zi, cu credința lor. Și nu, și ceea ce mi-a plăcut cel mai mult, și încă la noi nu se poate, și noi încă aruncăm ouă cu roșii, cu pietre, este că acolo, pe această insulă mare unde am fost eu, trăiesc hinduși, creștini și musulmani. Celebrează sărbătorile lor, fiecare. Sunt prieteni, merg acasă unul la celălalt. Nu-și condamnă religia. De fapt, nu-și condamnă credința. Ceea ce la noi nu este așa. Da, aș vrea să zic eu un pic mai multe, dar intru în istorie acum și... Suntem un popor care știm ce am făcut. Știm să punem la punct cumva așa la perete și nu ne uităm la noi. Da. Și mi-a plăcut foarte mult asta. Adică se vehiculează atât eu, din prisma meseriei mele, m-am lovit. Asta este meseria mea, ce fac. M-am lovit atâtea ori de o necunoaștere a ceea ce fac eu. Catalogată în nu știu câte sisteme. Bineînțeles, negative și... Dar în fiecare om, în primul rând, prin faptul că tu condamni, te rog să te uiți la tine. Dacă tu condamni, ce în tine a trezit condamnarea asta? Ce condamni tu în tine? Și asta mi se pare că alți oameni pot să trăiască bine. Dar nu e numai la noi, este pe tot pământul, pe tot globul. Sunt zone din acestea în care noi nu știm de ce a venit omul ăla pe pământ, ce are omul ăla de făcut. De înțeles despre viața lui. Da, da, da. Dar noi suntem atot știutori despre toți oamenii. Așa e. Vreau să te întreb unde ai fost, pentru că am așa întrebări. Tot mă întrebă cineva în cască. În Bali am fost. În Bali și în câteva insule care aparțin de Bali. Una dintre insule este o insulă în totalitate plină de musulmani, dar care respectă foarte mult tradiția hindușilor. Am fost într-o vacanță foarte frumoasă în care noi am fost foarte mult în natură. Da. Foarte mult în natură și am avut parte de un ghid care, excepțional, care ne povestea despre religia lor, credințele lor, despre cultul lor legat de străbuni. Wow! Deci ei recunosc istoria, trecutul, ei știu rădăcinile, n-au cum să fie doborâți. Au atâta respect pentru străbuni, foarte mare respect. Și mie asta mi-a plăcut pentru că și eu mă apropiam mult de străbunii ei de rădăcini, știi? Și zic, ia uite, uite ce mi se oglindește, știi? Discuția asta m-a dus cu gândul la cea de-a doua carte, care se numește Înțelepciunea șamanilor. Șamanilor, da, așa. Da. Și la un moment dat spune acolo că șamanii au învățat că adevărul pe care îl cauți este în interiorul tău, respectiv în mediul în care trăiești, apropo da, că spuneai da, că noi, da. De străbunii noștri români. Și vreau să te întreb așa, din ritualurile pe care le-ai întâlnit, să înțeleg că este o carte în care este prezintă... Este o carte, de fapt... Cel care a scris cartea este fiul lui, stai că mi-am notat că să nu-i încurc, că are, știi cum sunt spanioli, cei vorbitori de spaniolă, sudamericanii, mexicanii, da, da. Au numele lung, așa, Don José Ruiz, da, da, da. Miguel. Și clar că cei care n-aud, poate se gândesc la cele patru legăminte, cartea de căpătâi, nu? A tatălui lui José. Și în cărțile astea care sunt la editura Herald, acum apare în curând și Animale de putere, da? Și apoi deci este Înțelepciunea șamanilor, Animale de putere și Trezirea șamanului. Wow, ce interesant. Da? Toate trei, să știți că nu sunt străine de practica noastră. Deci eu asta am descoperit. Cât de mult ne asemănăm.
la un moment dat, când Sorin Lucaș mi-a dat cartea, prima carte, Cu înțelepciunea șamanului, am spus, Olimpia, tu deja astea le practici. Și am zis, dăm să văd. Era în iarnă, era frig, noaptea era lungă, ziua scurtă. A fost ca un talisman cartea pentru mine. Și am spus, Sorin, eu despre asta vreau să vorbesc, pentru că mie îmi place cartea foarte mult. Și pe urmă mi-a spus, fii atent, că mai ies încă două cărți. Și noi avem asta cu animalele de putere. Da. Și noi avem asta, ursul. Când joacă ursul și acum spun, a, e un ritual păgân, dar nu-l scoți din esența ta, din ceea ce ești tu. N-ai cum să-l excluzi doar pentru că noi am trecut la o altă religie, nu mai avem religia dacilor, care nici nu era religie. Și avem capra, ursul, care mănâncă anul vechi. El vine, mănâncă anul vechi. Am asistat așa la un concert, înainte de Crăciun, a unei trupe care merge pe această zonă de datini. La un moment dat au intrat urși în sala de spectacol. S-a făcut liniște, dar o liniște de mormânt, știi cum zici așa? Se auzeam numai cel care conducea alai urșilor. Era efectiv energetic, s-a mâncat ce era acolo pentru că a fost un haos la început. Au venit urșii, bineînțeles că erau oameni mascați în urși. Dansul pe care îl fac ei este cel de a mânca ceva ce este rău, urât, ce nu se mai transmite în anul următor. Asta este simbolul. Uh-huh. Iar la un moment dat, din cealaltă parte a sălii unde eram eu, se aude, ne-a mâncat anul ăla rău. Și am zis, wow, oamenii știu despre asta. Și asta a fost. Uh-huh. După care, deci sala era la un concert, să zicem așa, rock. Stăteau pe scaune, după acest moment cu urșii, s-au ridicat, au urlat, au cântat, s-au bucurat. Dacă atunci erau așa liniștiți, doar jos, știi? În sfârșit și-au dat voie să se manifeste. Ei, ăsta este animal de putere. Ăsta e animalul de putere. Uh-huh. Ăsta este animalul de care ai nevoie, care vine în viața ta să-ți aducă ceva ce ai nevoie să schimbi sau să transformi. Cum intri în contact cu animalul de putere, Olimpian? Sunt mai multe tradiții, uh-huh. Așa. Poți să faci printr-un ritual sau poți să îți apară în vis sau poți pur și simplu să îți apară mult simbolul acelui animal. Peste tot te atrage lupul, te atrage... De exemplu, noi suntem foarte atrași de lup pentru că este un simbol al nostru, ancestral, care este în ADN-ul nostru. Al românilor. Da. Uh-huh. Cerbul, când îți apare cerbul, iară maestos, da? În viața ta devii nobilă. Da, viața ta se înnobilează cu ceva, e ceva. Vreau să te întreb ceva. Da. Curiozitate proprie. Ce crezi? Săptămâna asta, acum vreo două zile, ne-a vizitat un arici. Ah, ce frumos. E pe foarte cuvânt. Înțelept ariciul. Deci, n-am văzut în viața mea decât în fotografii și așa. Doamne, deci am crezut că e șobolan prima oară când am văzut, că nu vedeam, eram în casă și ariciul afară. Și apoi când am văzut, s-a oprit, a stat acolo, a dormit, uh-huh. Și apoi și-a văzut de drum. Asta ce simbolizează? Cum te simți când a apărut aici? Încântată. I-am vezi, și zis, a dus încântare. Da, m-am prezentat. Chiar adică i-am spus, l-am asigurat că nu-i fac nimic. Bine, nici n-aș fi putut să-i fac ceva, îți dai seama. Dar, nu știu, am fost foarte încântat așa, știi? Și mi s-a spus că cumva aduce noroc, uh-huh. Nu? Uh-huh. Încântarea, ți-a adus încântarea, da. Și înțelept. Plus că în zona unde apare el este un mediu curat, curăță locul. Da, ariciul. Energetic vorbind. Da, nu? da. Interesant. Bun, și animalele acestea de putere cu care noi lucrăm și pe care le avem într-un anumit moment al vieții noastre se schimbă sau rămân? Da, în unele tradiții. Vezi, aici depinde de cunoașterea locului. Se schimbă. În unele, nu. De exemplu, te poți naște cu acea calitate animalului. Aha. De fapt, e un simbol. Tu ai această calitate animalului, dar poate nu reușești să scoți calitatea lupului, care poate să trăiască bine și frumos singur sau poate să trăiască în haită, adică are nevoie și de singurătate și de a fi în comunitate. Și are un rol în comunitatea respectivă, că fiecare lup are un rol în haita lui. Uh-huh. Și mai ales dacă ești femeie, femeia lup, știi? Adică, na. În parcursul vieții, noi întâlnim animalele de care avem nevoie să învățăm ceva din noi. Totul este în noi. Se trezește acel animal că ai nevoie. De exemplu, eu încercam să pictez, eram în junglă în Peru prin 2021 și încercam să pictez
bufnița și nu îmi ieșea nici cum bufnița. Nu puteam să o pun pe pânză. Și am avut atunci o încercare în care, la un moment dat, am văzut bufnița pe care eu nu puteam să o pictez. Mi-a apărut așa în minte și am știut că mi-aduce înțelepciune, că întotdeauna când îți apare bufnița, în unele zone ale României, cântecul ei reprezintă cineva moare. Aha, da. Dar bufnița este un element al înțelepciunii. Înțelepciunii, da. Și mi-a venit, apariția ei mi-a adus în minte ce să fac, cum să acționez în acele momente în care eu aveam nevoie de ajutor. Deci, de fapt, trezește o calitate în noi, acel animal. O valoare a noastră de care poate nu știm că e mocnită. Da, da, da. E în interior și nu știu. În cartea aceea, Animale de putere, pe care în curând apare la Edith Herald, chiar vorbește despre... Dar tu când le știi dinainte? Sau... Pentru că mie îmi plac aceste cărți și eu le promovez. Ah, ok. Că sunt atât de faine și eu promovez tot ce ține de șamanism. Da. De asta ți-am zis că și iile, când văd femeile că au început să se îmbrace în ii, da, și în costume populare, eu sunt foarte încântată, pentru că în ritualurile pe care le fac în țară sau online, sau le spun, veniți cu ii, dar n-am, dar totuși veniți. Și pe urmă îmi scriu, știi, Olimpia, m-am întors și mi-am cumpărat o ii, vai, dar ce încântată sunt, sau am găsit ia vechea bunicii mele, oare să o port, să nu o port, tu cum simți când ești lângă ea aia? Îți place? Te atrage? Foarte. Și zici, ce vrei să-mi spui de carte? Acum a fost o curiozitate de-a mea. De parcă ești la curent, înainte. Așa, ești înainte, și, dar doar ce apare. Da, adică... îmi plac mult cărțile astea de șamanism și vreau să spun că am foarte multe cărți de șamanism. Uh-huh. Și cumva așa am început o colaborare cu Sorin, de la Editura Herald, și efectiv, dar el îmi spune, Olimpia, asta tu deja le știi, tu le practici, dar vezi cum văd ei, adică toltecii, și îmi plac toltecii, pentru că atunci când eu am învățat șamanismul, când am intrat în studiul lui, am învățat o practică foarte faină. Nu știam că este din ritualul toltec. Este atât de frumoasă. În ați curăța trecutul, așa, ați lua energia din trecut și o pune-o în prezent sau în viitor. Cum? Poți să ne spui? Sau... Păi eu pot spune, dar apare și în cartea Trezirea șamanului. Ok, bun. Deci, da, așa, n-am v-am și o găsiți, cred că o am și eu înregistrată pe ritualurile Olimpia Miora Mireștan pe YouTube-ul meu, dacă pot să... Da, da, da. Se numește... atunci când faci o recapitulare și îți iei din recapitulare energia, recapitularea vieții. Îți iei din acea... Hai să dăm un exemplu. Nu ți-a plăcut în liceu. Ai avut niște momente care nu ți-a plăcut deloc și nu vrei să te apropii de amintirea liceului, știi? Am dat un exemplu ușor, că poate să fie divorț, moartea cuiva drag, orice. Da, poate să da, fie. Da. Te duci acolo, sau o boală, da? Și extragi acea energie, o adun toată acolo, înainte ai nevoie să o scrii. Uh-huh. Ce s-a întâmplat acolo, cum te-ai simțit, cum ai reacționat. Și o pui în trecut. Trecutul este în stânga, viitorul este în dreapta, prezentul este în față. Și extragi de acolo emoția. Și aici te ajută respirația. Ți-am spus că peste tot în lumea asta respirația este folosită ca unealtă de a te vindeca, pentru că efectiv fiecare se vindecă pe el. Un șaman îți susține spațiul și te învață, dar tu singur îți faci treaba. Tu singur aduci vindecarea aia, că vine de la Dumnezeu, că vine, da, nu știu, da, îi zici, da, univers, cum îi spui, da, acelui, da, da. Tu singur accesezi asta și aduci. Ei, și din stânga, da, cu ajutorul respirației, e o tehnică prin care o aduci în prezent sau în viitor. O lași. Acum eu, la mine e invers. Am făcut pentru filmare. Deci din stânga, o duc în dreapta. Da? Dar e o postură a corpului, capul este drept și eu eliberez în dreapta dacă am nevoie de ceva în viitor. Da. Sau în față. Știi? Și nu respir, eliberez, o iau de aici... Și m-am oprit în față. Și din nou merg aici. Cineva mi-a spus odată cum de o faci publică, pentru că este o practică foarte puternică și mă bucur că acum apare și în cărți. Eu am făcut-o publică la mine pe canalul de YouTube.
Pentru că e o practică foarte eficientă. Da. Deci scoți emoția de acolo. Pentru că noi, în orice ran am avea, noi lăsăm și emoție. Noi lăsăm acolo o parte din noi vitală. Și ce emoție scoți? Pozitivă, frumoasă. Pozitivă. Da. Și dacă experiența... O fel de recuperare de suflet ar fi pentru cei care mai studiază șamanismul. Dacă experiența era una... Nasoală, că sunt nasoale. Tu îți iei de acolo puterea ta. Puterea. Aha. Da. Deci nu neapărat emoția aia care te copleșește de... Nu. Îți iei puterea din emoția aia. Îți iei puterea. Da? Te-ai împrăștiat acolo. Da? Uh-huh. Ți-a plecat iubitul, da? Uh-huh. Ai rămas descumpănită, dezamăgită, împrăștiată. De acolo, din acea energie, o extragi. Am lucrat foarte mult cu această practică tocmai pe rezolvarea conflictului din divorț și am dus-o în viitor. Eu puneam în viitor. Da. Da, mult. Dar totul constă și în respirație. Deci inspir, țin și o las doar... Iar trunchiul lui este drept, coloana dreaptă, capul doar se... Doar capul e în mișcare. Da. Foarte interesant. Da, am învățat-o de mult în școala șamanică în care a fost eu siberiană. Dar știau de această practică pe care am aflat mai târziu că e toltecă, de fapt. Mai povestim și după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi! Am revenit din pauza publicitară cu Olimpia Mioara Miroșten. Ai auzit vreun ritual pentru oboseala ai? Da, uite, chiar mi-a venit. Da. Serios? Și le-am recomandat femeilor, că noi suntem în cursul ăsta cu tată-fică. Și le spuneam, când sunteți obosite, și noi am făcut asta, Oana, acum câteva zile, ne-am lăsat pe pământ. Oh, ce bine a fost! Deci te lași pur și simplu pe pământ și toată energia se scurge. Da. Doar stai întinsă pe pământ. Da. Este, sau desculță. Da. Dar când stai întinsă total, da. Este, da. Te încarcă și tot ce e în plus se descarcă în pământ. Da. Și spunea cineva, da, toată mizeria din tine merge în pământ. Pământul are energie mai puternică ca a noastră, știe să transforme. Da. Nu da, este treaba noastră asta. Pământul e mama pământ, adică ea își iubește copiii la fel. Știe cine are nevoie de oboseala aia să mai stea, știi? Că da. Nu prea mult. Și asta le recomand, să stea întinse femeile sau bărbații pe pământ, efectiv, să umble de sculțe, să stea lângă un copac. Am văzut din ce în ce mai mulți oameni care se conectează cu copacul și nu spun ceilalți, mamă, e dus cu pluta, știi? Pentru că se observă că natura îți oferă efectiv vitalitate. Da. Asta e vitalitatea de care avem nevoie, starea de bine, de a fi bine în corp, de a fi în pace, în liniște, poate în bucurie, da? Sau poate pur și simplu ai nevoie să stai tu cu tine și să simți, oh, ce bine e, doar ce bine, ca un masaj. Foarte frumos. Mai spunem puțin despre a doua carte, Înțelepciunea șamanilor, dacă... Învățăturile pe care tu le-ai întâlnit acolo, da, îți povesteam despre cele patru legăminte. Ia spune-mi și da, mie. Cele patru legăminte erau în cartea tatălui, da? Așa. A lui Ruiz. José le amintește că cele patru legăminte provin din mesă, din traista lor, da. De leac. Și între astea de leac există pietre. Bine, iau și animale de putere, anumite animale de putere specifice, fiind în America Centrală animalele de acolo, clar, sau în America de Sud, tot așa, sunt purtători de mesă și au din America de Sud animalele. Dar au patru pietre care reprezintă, de fapt, patru simboluri foarte importante ale felului de a vedea ei viața. Prima piatră era să ai grijă la ceea ce spui, la cuvântul pe care îl rostești. A doua, să-mi amintești că ți-am spus asta, da. A doua era, stai că mi-am amintit pe a treia, că a treia era legată de mine, în sensul că... Cu scenariul, da, nu știu. Am vrut să zic doar puțin așa ca să știi doar este, tu. Este atunci când
presupune. Da, așa. Noi presupunem niște lucruri, că dacă omul respectiv nu mai îmi scrie, nu mai îmi vorbește, nu mai îmi răspunde la telefon, noi intrăm într-o scenarită. Și să nu presupunem. Da. Mai bine să întrebăm direct, să ne spună ce are de spus. Întreb, nu-mi este frică să întreb, jenă să întreb, rușine să întreb, întreb. Decât să am în capul meu un scenariu întreg care este total absurd. Și poate ajung să mă cer cu acel om sau, sau să-mi imaginez cu totul altceva ce nu are nicio legătură cu el. Uh-huh. Un alt simbol este cel în care noi oferim tot ce are mai bun. Deci dacă are nevoie de ajutor, oferim ajutorul nostru, facem bine oamenilor, dar fără a ne călca pe noi în picioare. Uh-huh. Fără a ne face prej, că noi așa avem. Am făcut prej, am făcut luntre, punte, numai să-ți rezolvi asta și tu uite că ești nerecunoscător. Atunci când oferi asta, nu e tu oferi și în spatele tău este o durere că ai oferit prea mult. Și care era a doua? Nu știu, ceva cu judecată, oare? Cea cu judecată? Da, să nu luăm personal, asta e a doua. Personal. A doua piatră era asta. Să nu luăm personal ceea ce fac ceilalți, pentru că nu este datoria noastră, deci ceea ce face celălalt este efectiv responsabilitatea celuilalt. Gata, s-a scurs emisiunea. Mulțumim, Sorin Lucaci, încă o dată pentru Un Buletin de Iarba Sacră și pentru Înțelepciunea Șamanilor și pentru următoarele două cărți de care Olimpia știe și eu încă nu, dar o să le aflăm și abia așteptăm să le citim cu drag. Îți mulțumesc tare mult pentru mulțumesc că ai fost azi aici și vă aștept sâmbătă viitoare de la ora 15, ca de obicei. Numai bine, la revedere! Aho! Aho! Thank you.